even if the sun goes down on you. Hei, hei, sunt foarte, foarte încântată pentru că mi-a venit acel pachetel de care vă spuneam și acum soțul meu a coborât după el să vă arăt și vă abia aștept să îl vedeți. Ieșim puțin pe terasă. O muscă mare. Venit! E mașina acolo! Vedeți, vedeți, vedeți! Vine, vine! Uite-l! Mare, mare, mare! Haide, haide! Ați auzit ușa? Eu am auzit-o, vine! Ghiciți ce e! Ce mișto! Păi așa... Deci, ce mi-am comandat, nu știu dacă ați înțeles din cutie, este ring light. De ce? Pentru că eu am lumină de pe acest geam. Acest geam este în fața ușii de la intrare în cameră. Deci tot timpul ca să am lumină bună, eu trebuie să mă filmez în fața ușii. Și nu îmi place. Plus că o să modific zona de aici, o să-mi schimb... canapelele și măsuța asta și vreau să mă filmez în zona asta în curând și de asta am zis că hai să-mi iau un ring light plus că îmi trebuie pentru make-up pentru că eu am măsuța asta de make-up, dar mi-am luat becuri mult prea puternice pentru make-up. Denaturează foarte mult, e mult, mult, mult prea puternic, plus că n-aș putea să mă filmez, să filmez vlogurile în fața măsuței, pentru că în spate e patul și totuși aș vrea să, nu știu, să pun în spate ceva drăguț, nu tocmai patul în care dorm. Și așa am decis să cumpăr ring light, da, pentru că cred că mă ajută și la make-up, mă ajută și la vloguri și mă ajută peste tot și am zis ok, hai că merită și hai să vă arăt cum a venit. Deci a venit acest trepied. Așa, și stai, nu pune aia, să arăt cum a venit. A venit fără chestiile astea pe el și acum le montează Alex. După cum vedeți, și mai are ceva accesorii, zicea că are ceva suport de telefon. Unde l-ai pus? Aici, pe jos. Deci ăsta e suport de telefon. Se pune aici și poți să pui telefonul și să-ți facă poze exact din mijlocul cercului. Deci prinde, nu aici? Pe ăla? Nu, aici nu se pune ăla. Cam să are cumpărare specială. Acolo pui ring light. Ok. Asta, dacă vrei.
Deci e foarte mișto că poți să-ți faci poze de pe telefon și să fie telefonul pus aici. Deci, practic, lumina bate perfect pe tine. Acum Alex încearcă să-l monteze, sperăm să și reușească. Vrea să se uite unde se pune la de telefon. Cu ce am mai venit, iub? Cu ăsta e încărcătorul, nu? Încărcătorul și încă câteva chestii ce le asamblezi. Cum îi reușești? Uite, și ăsta se ridică și mai sus, deci îl poți face și mai mare. Care abia aștept să văd cum funcționează. Poate facem și două, trei poze și vă arătăm. Nu, uite, aici sunt două... A, nu, astea sunt altceva. Dar cred că aici ar trebui, nu? Nu văd aici cum e. Ăla e pentru altceva. Că eu știu că în poza aia de la pachet, aici undeva era pus telefonul. Dar nu știm cum și încercăm să aflăm. Wow! Deci vedeți, nu, ce mare e și cât se ridică. Și e stabil, așa-i? Chiar pare foarte stabil. E ok, la având în vedere înălțimea. Dar știi ce l-am făcut noi? L-am băgat în frig. Dacă e un pic de grijă... Deci îl vom mânui cu mare grijă, că... Oh, super, funcționează. Oh. Mai trebuie să nimerim... Să nimerim lumina perfectă. Ea se depinde de ce parte a zilei e. Dacă nu are lumina galbenă, până la lumina de aceea, aceea, aceea. Păi cumva lumina zilei aș vrea eu. Adică să pară ceva natural. E maxim, știi? Așa mai poți să faci și mai încet. Foarte tare. Am primit și geantă la el. Deci foarte mișto. Deci putem să-l ducem. Foarte faină geanta. Mișto, mișto. Are câteva buzunare. Unul mai exact pe lângă. Sau e împărțită în două. E împărțită în două, da. Dar e foarte mare și foarte... E faină. Mie îmi place geanta. Adică e folositoare dacă mergi cu el undeva. Bine, nu văd unde ai merge. Eu l-am luat strict ca să-l folosesc acasă. Dar e folositoare, da. Deci am descoperit. Era o chestie care se băga aici. Da? Și după chestia aia, vezi, pila asta. Ce am văzut cu pe aici, cu care o strângi, care fixează bilul ăsta, care poți să ajustezi tot cum vrei. Așa, ăsta vine aici ca să ai cu aderență. O să pui, de exemplu, ăsta aici. Sau poți să o pui sus, dar fac cu arătă că nu să-și pun aici. Și în caz că vreți, vedeți că dacă strângeți, nu e destul de încoace, puteți să strângeți de asta și să-și ajustați cu asta de jos. Ce parte vreți, de are două. O să strângeți una față de cealaltă. Deci clipul ăsta cred că o să fie cel mai haotic, că cred că așa am filmat, dar important e să,
Să vă arăt noua mea jucărie. Deci acolo se pune telefonul. Unde mi-e telefonul? Să facem o probă. Cum se vede fără și cum se vede cu. Nu se mai vede. Deci cum se vede cu el, cum se vede fără. Deci mult mai întunecat. Și pe aici dacă aș mistez lumina caldă. Se vede pe perete mai mult. Trebuie să găsim exact lumina potrivită și... Aici. Da, deci e mișto, cam așa arată, cam așa se prezintă. Nu a fost greu de asamblat, a venit cu trepiedul ăsta care nu-i neapărat cel mai solid. Dar nici nu, că dacă... Poate să devină și solid. Bine, ideea că dacă îl ridici foarte sus, e bine să-l lași mai jos din partea superioară, inferioară, ca să ia pe echilibru. Și asta se strânge și aici. A fost simplu de asamblat, ce ai pus în plus? Chestia asta, parcă? Nu? Da, și este. E și... Da, și cercul. Capacele. Și foarte, foarte mișto. Oprește lumina că nu se înțelege nimic, să vede numai cercul. Na. Ok, acum... Deci e mișto, a venit și cu geantă de transport. Și cam așa arată, se ridică destul de sus. Geanta de transport e acolo. Na, trepiedul totuși pare... Până la urmă destul de solid dacă fixezi bine piciorușele. Oricum se poate ridica din zona asta și atunci nu trebuie să fie mai mare aici. Deci până în tavan merge. Așa sus poate să urce, numai trebuie să aveți grijă, cred că când îl urcați așa. Sau zici tu că e solid? Bine, nu știu cine l-ar folosi în tavan, dar... Dacă vrei să fie mai ok. Așa, deci poți să desfaci picioarele astea pe postură și atunci aici să aveți grijă să nu îl loviți, că partea asta se poate rupe aici plastic. Rest, dacă nu se lovește de nimic, stă. Merge. Na, super! O să mai revin cu informații după ce îl folosesc și vă zic cum se comportă. Momentan cam așa arată. Nimeni nu se folosește așa de sus. Bun. Deci eu sunt foarte fericită că mi-a venit colectul și am vrut să împărtășesc acest lucru cu voi. L-am luat și pentru make-up să mă ajute, pentru că oglinda mea nu mă ajută foarte mult. Asta, la asta pot să fixez lumina potrivită. I-am făcut și un mic review, poate vă tentează. Produsul fost 540 de lei de pe EMAG l-am luat, nu? Da. Nu știu, prețul, calitate, prețul, doamne. Calitate, preț? Da, raportul, calitate, preț. Na, eu am văzut și la 700 și la 800 de lei ring light, nu știu să vă zic. Pare ok. E destul de solid trepiedul, are stabilitate. Îi fain că are și accesorii și geanta și cel de telefon. Să pui telefonul să-ți faci poză fix din lumină, deci să bate lumina foarte bine pe tine și să iasă poza bine. Și chiar pare foarte ok. Mai mult o să vă zic pe parcurs dacă mă dezamăgește sau nu mă dezamăgește. Cam acesta a fost clipul de astăzi, eu sper că v-a plăcut cine... lumina! Ne revedem data viitoare într-un nou videoclip!